era nici seara în locuirea lui Cristian Daun? N-aș vrea să mă pronunț, nu cred că sunt în măsură să spun asta. Domnul Daun m-a debutat, m-a chemat în premieră la Națională și pentru mine a fost ceva unic și îmi doresc ca și acum, sunt conducerea domnului Contra să fiu chemat cât mai mult, dar asta depinde numai de mine. Ce așteptări ai de la ultimele două jocuri? Sunt două jocuri importante, zic eu. În primul rând pentru suporteri, pentru noi, pentru că lumea e nemulțumită. Trebuie să jucăm cu plăcere, cu entuziasm, nu mai avem nimic ce pierde și sunt sigur că putem să câștigăm cele două jocuri. Ai colegi la echipa națională care figurează în Italia, Spania sau Turcia? Și pe viitor, în ce campionate vreau să joci? Sincer să fiu, mi-ar plăcea în Spania să joc și în Italia, pentru că mai ales acum am un antrenor italian de la care am învățat până acum destul de multe și sunt sigur că o să mai multe de învățat și chiar se vede un plus, se vede un plus în teren. Ce diferențe ai găsit la Denis Mania față de ceilalți antrenori români care lucrau până acum? Nu pot să spun că am găsit diferențe, pentru că și cu domnul Muțescu am avut un randament foarte bun. M-a mutat pe o poziție nouă, îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru mine. Apoi a venit domnul Mangea, care a continuat ceea ce a început Muțescu și sunt bucuros că are încredere în mine și e sigur că de la anul o să joc într-un campionat puternic. Cu siguranță. A venit în primul rând, se bazează pe disciplină totul, ține foarte mult la acest lucru și cred că asta se vede și în teren. Cu toții respectăm ceea ce ne spune și eu zic că am arătat de la meci la meci că suntem din ce în ce mai buni. Ce ți-ai dorit pe viitor? Ce ți-ai dorit mai mult? Să îmbraci tricoul României la un campionat mondial sau să fii capitanul care a venit un meci de Liga Campionilor? Mai repet o dată. Teren pentru România la un campionat mondial sau să fii capitanul Craiovei într-un meci de Liga Campionilor? Păi eu zic că ambele. Mi-ar plăcea ca ambele variante să le îndeplinesc. Cum te relaxezi înainte de un meci important? Asculti muzică, citești? Sincer să fiu, mă uit la ce meci eu sunt în ziua respectivă. Mă uit la golurile marcate de mine, pentru că mă motivează foarte mult și mă odihnesc ca să fiu într-o formă foarte bună la ora meciului. Meciul cu FCSB îl veți juca pe nord să reveni treaba? Sincer să fiu, nu știu, am înțeles că mai întâi vom juca meciul de cupă și apoi vom juca cu ei. Ai putea face o comparație între noul Oblemenco și stadionul San Siro? Nu știu ce să zic, pentru că la ceea ce am văzut pe San Siro, eu zic că e ceva unic. Mi-ar plăcea să se întâmple asta și pe stadionul din România, dacă nu, măcar pe noul stadion al nostru, din Craiova. Dar asta depinde numai de noi, pentru că trebuie să jucăm cât mai bine ca să aducem lumea la stadion și sunt sigur că vom reuși acest lucru. Ce te-a impresionat cel mai mult la San Siro? M-a impresionat atmosfera, pentru că ei au cântat pe toată durata meciului și au susținut echipa și eu zic că asta e un mare lucru, te împinge de la spate, te ajută, dar a fost ceva de vis ceea ce am văzut acolo. Acum îți propun un exercițiu de imaginație. Se spune că patronul echipei vine și îți oferă 1 milion de euro ca să nu mai execuți penaltiurile. Accept sau nu? 1 milion de euro ca să nu mai execuți penaltiurile? Da. Cu N-aș vrea să răspund la întrebarea asta. Dacă ai putea alege 3 jucători din lume care să-ți fie colegi la Craiova, pe cine ai alege? Alexis Sanchez, Messi și Mertens. Mulțumesc!